E și apropo de copilaș, sora Delia are probleme de sănătate cu puțin timp înainte să nască. Durerile îi dau mari bătăi de cap Oanei și medicii au recomandat să stea cât mai mult în pat. E bine, doamna Gina Matache este în direct cu noi să ne spună mai multe ce s-a întâmplat cu Oana și cum se simte mai exact. Doamna Matache, bună ziua! Bună ziua! Ce a pățit Oana? Cât e de grav? Sunteți îngrijorată? Simt din tonul vocii? A, nu, eu vorbesc mai încet că doarme încă cea mică. Am înțeles. Nu sunt foarte grave, sunt specifice, durerile specifice graviduțelor, dureri de spate. Din ce spunea Oana pe contul de Instagram, are o problemă cu sciatica? Presupun că da, acum așa ceva spunea. Vezi că da, nu știm exact ce și cum. Important este că nu prea poate să calce, copilul vrea mai mult în brațe, cam asta e. Trebuie să stea la pat? Trebuie să stea în pat, da. Da. Trebuie să stea mai mult în pat. Există vreun pericol pentru sarcină? Vă întreb că nu știu, sincer. Sau doar durerile sunt atât de mari? Numai durerile sunt supărătoare, da. Durerile sunt supărătoare. Pentru sarcină, nu. Pentru sarcină, nu. Mă gândesc, nici nu poate să ia pastile ca să-i mai ia durerea, nu poate să ia nimic. Doar să se odihnească și să stea întinsă. Atât, da. Da, mai are stare, poate să fac asta? Ar putea, mititica, dacă ar lăsa o bebelușul, dar nu o las. Da, e activ, în burtică. Da. Am văzut că și Jessie e răcită. Da, mă, nu știu ce Dumnezeu, așa dintr-o dată ne-am trezit cu ea cu febră, e mârâită, nu vream decât în brațe. E mai dificil. Nu mai este mult și o să fie doi, doamna Matache. O să vedem atunci. Cine din familie are cele mai mari emoții? Vreau să știu. Emoții avem toți. Nu-ți dai seama că toată lumea e cu sufletul la gură, cum o fi, ce o fi. Doar că ei sunt îngrijorați că nu-și găsesc bonă. Da, am văzut că a cerut ajutor pe Instagram Oana în acest sens. Da. Nu s-a anunțat nimeni? Am mers la câteva interviuri, da, mă rog. Haideți că poate ajutăm și noi, spuneți care sunt cerințele. Poate vede cineva și ia legătura cu Oana. Știu că asta cu bonele nu e ceva extrem de ușor. E și greu să găsești pe cineva în care să ai încredere, să-ți lași copila și să și lași omul în casă. Nu e. Mă, sinceră să fiu, nici eu nu știu ce vor ei și cum vor, pentru că eu n-am stat de vorbă foarte mult pe tema asta. Știu doar că vor bonă. Habar n-am, nu știu. Ei știu mai bine ce dacă vor. E cineva care se încadrează sau dacă e interesat de acest lucru, poate să îi scrie Oanei, bineînțeles. Da, rest, da, toate bune, doamna Matache, înainte de venirea bebelușului numărul 2, înainte de venirea băiețelului. Doamne ajută, deocamdată da, deocamdată totul e sub control. Așteptăm vestea cea mare, mulțumim tare mult, îi urăm multă sănătate Oanei. Mergem mai departe.